Această rubrică vă este oferită de Sanador. Lipsa de aer sau greutatea în respirație, adică dispnea, este o senzație extrem de neplăcută și incomodă. Care sunt cauzele și când ar trebui să ne îngrijorăm? Ne spune doamna doctor Ioana Zanfirescu, medic specialist medicina de urgență. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este, cum definim mai exact dispnea? Dispnea este, cum a spus și dumneavoastră, o senzație de dificultate în respirație, pe care pacientul o resimte, mai ales atunci când există un dezechilibru între homeostazia gazelor respiratorii, oxigen și dioxid de carbon. Dar nu numai. Astfel, când este afectat orice dintr-o respirație normală, pornind de la centrii nervoși, de la nivelul trunchiului cerebral, chemoreceptorii centrali pentru dioxidul de carbon, chemoreceptorii periferici pentru oxigen, mecanoreceptorii de la nivel pulmonar, care sunt stimulați de distensie, receptorii care sunt stimulați de diverse toxice inhalate sau mecanoreceptorii de la nivelul musculaturii respiratorii, toate acestea, dacă sunt afectate, pot crea senzația de dispnee. Care sunt cele mai frecvente cauze ale senzației de dificultate în respirație? Cele mai frecvente cauze sunt afectarea căilor respiratorii superioare, epiglotita, laringita, angioedemul care apare atunci când există o inflamație din cauza unei alergii la nivelul țesuturilor moi ale feței sau ale gâtului, patologia pulmonară cronică, astmul, BPOC-ul, infecțiile pulmonare, pneumonia bronșită, traheobronșită, afectarea pleurei prin acumularea de lichid și gaze, pneumotoraxul, hidrotoraxul, kilotoraxul. Totodată patologia cardiacă, tulburările de ritm, insuficiența cardiacă, congestivă, boala cardiacă ischemică, toate pot da senzația de dispnee. Există și patologie multisistemică atunci când organismul intră în acidoză metabolică și din nou prin mecanisme compensatorii încearcă să respire mai repede și atunci dă senzația de dispnee. Intoxicații, monoxidul de carbon, cianor, hidrogen sulfurat sau compresia mecanică pe care o exercită abdomenul distins de volum pe torace, cum ar fi un abdomen mult distins prin panicul adipos în cazul pacienților obezi, lichidul de ascită, acumularea de lichid în cavitatea peritoneală în cantitate mare sau inclusiv sarcina în lunile avansate. Toate pot da dificultate în respirație. Când ar trebui pacientul să se prezinte la compartimentul de primit urgențe și ce anume poate să facă la domiciliu? La domiciliu, ideal ar fi pentru orice pacient care își cunoaște patologia cronică, care este deja în evidență, să ia legătura cu medicul curant și dacă acesta îi recomandă, el își poate suplimenta medicația cronică. Ori broncodilatatoare, ori antiinflamatoare steroidiene, diuretice în cazul în care este o cauză cardiacă. Dar el trebuie neapărat să-și anunțe medicul de familie sau medicul curant. Cum interveniți la compartimentul de primire urgențe în astfel de situații? În cazul în care pacientul are semne de insuficiență respiratorie acută, cu tegumente palide, transpirate sau cu cianoză perioronazală, cianoză la nivelul extremităților, o respirație cu o frecvență foarte mare sau foarte mică, folosirea musculaturii accesorii sau respirația paradoxală, atunci noi în primul rând stabilizăm pacientul. Se administrează oxigen pe mască sau se fac diverse intervenții de ventilație mecanică, orice PAP, ori intubație orotraheală cu ventilație mecanică. Se administrează medicație în funcție de cauza care credem noi că a dus la apariția dispneei. Și după ce se stabilizează pacientul, începem să efectuăm diverse investigații ori imagistice, ori bioumorale pentru a stabili cauza. Pentru pacienții care nu sunt în insuficiență respiratorie, începem per prima cu investigațiile.
Da, doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Cu plăcere, la revedere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.